În memoria eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea Român s-au constituit adunări comemorative începând din anul 1987-1988. Comemorarea eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea Român este cea mai veche din armata română. După Revoluție, un grup de inițiativă din rândul foștilor veterani de război, sub conducerea domnului veteran de război Constantin Călina, a reușit ca să imortalizeze faptele de arme ale acestuia și să menționeze denumirea acestuia în două locuri. În municipiul Timișoara există o stradă care se numește Regimentul 6 Artilerie Grea, pentru că militarii din Regimentul 6 Artilerie Grea au contribuit la apărarea Timișoarei în fața ofensivei trupelor germano-maghiare în septembrie 1944. De asemenea, în incinta fostului corp de gardă din cazarma Bănățeană, respectiv astăzi sediul Muzeului Banatului din Piața Huniade numărul 1, care se află în spatele meu, a fost ridicată o placă memorială în cinstea eroilor din Regimentul 6 Artilerie Grea care au căzut pe câmpul de luptă pentru țară. Regimentul 6 Artilerie Grea a fost o unitate de elită a armatei române, a fost o unitate a armatei române care depindea de corpul de armată, iar în armata română existau 8 asemenea regimente de artilerie grea. Valoarea artileriștilor români a fost dovedită atât pe frontul de est, când trupele române au luptat împotriva Uniunii Sovietice, cât și pe frontul de vest, când au luptat împotriva trupelor germane și maghiare. Acestea cooperând atât cu artileriștii germani, cât și cu trupele române și cele sovietice în campania pentru dezrobirea Transilvaniei. Ar fi multe de spus despre Regimentul 6 Artilerie Grea Român. Se cuvine să menționăm că elevii școlii politehnice din Timișoara au fost instruiți ca ofițeri de artilerie grea în cadrul acestui regiment, fiind buni matematicieni și ingineri, iar o parte dintre aceștia au contribuit la apărarea Timișoarei în septembrie 1944, atunci când Timișoara a fost atacată de trupele germane și maghiare. În prezent, manifestarea dedicată comemorării eroilor și veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea își menține tradiția inaugurată de veteranii de război și are loc în fiecare an la 20 august la ora 9 și se încheie prin depunerea unei coroane de flori la placa memorială care există în incinta Muzeului Banatului din Timișoara, din Piața Huniade numărul 1. Întotdeauna la această manifestare au participat reprezentanții mass media, cărora le mulțumim pe această cale, și de o bună bucată de timp participă la această manifestare reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Timiș, precum și reprezentanți ai Brigăzii 18 Infanterie Banat din Timișoara.
tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Zinitorule, odihnește, Doamne, și sufletele robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Zinitorul și Dumnezeul nostru. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci în vecilor. Amin. Pe Tine, zici, limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care L-ai născut. Capitan, eu și Casimir și toți ofițerii, sub-ofițerii, maiștri și soldații, regimentului 6 al Tinerei Grea, pentru ca să se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde trebuie să odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să ceră.